Galeria de artă din municipiul Hunedoara a fost neîncăpătoare astăzi cu ocazia organizării Bursei Generale a Locurilor de Muncă. Sute de hunedoreni, printre care mulți tineri, au fost prezenți la acțiune, bursa având o secțiune specială pentru ei, ca urmare a unui acord de colaborare între AJUFM Hunedoara, ca principal organizator al evenimentului, și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Peste 30 de angajatori au oferit locuri de muncă, iar unitățile de învățământ au prezentat oferte de școlarizare, un accent deosebit punându-se pe cele din școlile profesionale. În primul rând, mă bucură foarte mult prezența în număr mare a cetățenilor municipiului Hunedoara la evenimentul de astăzi. La Bursa Locurilor de Muncă avem un lucru inedit la noi astăzi, în județ, partea de informare și consiliere în cariera tinerilor. Anul 2022 este anul tineretului. Împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, cu doamna Inspector General Maria Ștefănie, am convocat la acest eveniment pe toți tinerii. Au ocazia să vadă ceea ce înseamnă o bursă a locurilor de muncă și, după cum vedeți, tot ca noutate, avem instituțiile statului, jandarmeria, pompierii, poliția și armata, care își prezintă oferta educațională și ceea ce înseamnă meseriile dânșilor. În ceea ce privește angajatorii, avem 33 de angajatori prezenți în acest moment în Hunedoara, în sală. Vorbim de un eveniment foarte important pentru județul Hunedoara și doresc să-i mulțumesc doamnei director Georgeta Tomuța de la AJUFM Hunedoara pentru această oportunitate. Astăzi, unitățile de învățământ liceal din județul Hunedoara sunt prezente alături de companiile din județ la Bursa Locurilor de Muncă. Cu acest prilej promovăm în primul rând învățământul profesional și tehnic și elevii noștri, absolvenții de clasa 8-a, au șansa să obțină informații utile cu privire la continuarea parcursului școlar, dar de ce nu și cu privire la oportunitățile și perspectivele de pe piața muncii. Mulțumim foarte mult tuturor celor prezenți, în special reprezentanților mediului economic și totodată le mulțumim pentru sprijinul acordat unităților de învățământ profesional și tehnic din județ. La eveniment au fost prezenți reprezentanții primăriei municipiului Hunedoara, care sprijină organizarea acțiunii, precum și parlamentarii. Aceștia au apreciat acțiunea, precum și prezența numeroasă, mai ales a tinerilor. Se solicită locuri de muncă de către tineri și nu numai atât în județ, cât și în municipiul Hunedoara. De această dată, Bursa Locurilor de Muncă a venit la noi acasă. Cred că a mai fost o astfel de acțiune și înainte de pandemie. Și vreau să-i mulțumesc doamnei director Geta Tomuță pentru evenimentul creat la Hunedoara, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, în parteneriat cu celelalte societăți comerciale. Sper că cele peste 260 de locuri de muncă care sunt oferite în momentul de față pentru cetățenii din municipiul Hunedoara să fie ocupate în totalitate, pentru că, așa cum spuneam la început, este o solicitare foarte mare din partea cetățenilor din municipiul Hunedoara pentru locuri de muncă. Vreau să felicit toți organizatorii, începând cu AJUFM-ul, cu doamna director, cu doamna inspector general de la Inspectoratul de Învățământ al județului Hunedoara, doamna Ștefănie Maria, cu primăria municipiului Hunedoara, domnul primar și Consiliul Local de Hunedoara, pentru că realizează astfel de ediții speciale. Le puteți spune ediții speciale? Pentru că vedeți ceea ce este în spatele meu. O mulțime de tineri, ceea ce este îmbucurător. Mai mult, când o să se deschidă oficial și o să intrați înăuntru, o să vedeți o mulțime de investitori locali, foarte mulți locali, repet, care oferă locuri de muncă. Ei, aceasta este esența unei economii funcționale. Să oferi locuri de muncă, să fie căutate locurile de muncă, să fie bine plătite, evident, pentru ca să creeze un confort celui care caută acel loc de muncă. În județul Hunedoara, pe lângă municipiul de pe malurile Cernei, au mai fost organizate burse în alte 5 localități. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui proiect național, iar prin cele 6 burse organizate, județul Hunedoara este pe primul loc în țară la acest capitol.